Doamnă și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre începutul anului școlar. Dar nu începutul anului școlar din punctul de vedere al părinților sau a elevilor, ci începutul anului școlar din punct de vedere, dar veți afla pe parcursul discuției cu invitatul meu, domnul Laurențiu Ivan, directorul Societății Servicii Publice Iași. Bună ziua, domnule director, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Să înceapă școala, să înceapă anul școlar, dar din punctul de vedere al societății pe care o conduceți, începe școala cum? Păi noi, ca urmare a comenzilor date de primărie, bineînțeles, am intrat în toate unitățile de învățământ, sau bine, aproximativ în toate unitățile de învățământ, atât pentru întreținerea spațiilor verzi și igienizarea înainte de începerea anului școlar, pentru că, bineînțeles, elevii sau copiii care merg la grădință să fie întâmpinați de un mediu prietenos. Și nu numai, pentru că au existat și unități de învățământ care anul ăsta debutează activitatea în cadrul acestora. Mă refer la grădinița din Codrescu, da, este una, care a fost edificată nouă pe locul fostei policlinici cu plată, cât și a altor unități de învățământ, unde am făcut propriu-zis amenajări peisagistice. Suntem în cursul amenajării acestor spații, urmând ca până la începerea școlii să fie finalizate aceste proiecte. Au fost cumva solicitări din partea conducerii unităților de învățământ? Știu, solicitări deosebite, domnule, vreau aici și niște copaci, niște arbuști, niște alei, niște... Există solicitări, pentru că fiecare unitate de învățământ are la rândul ei un proiect de didactic, eu știu, vor să fie create spații pentru, eu știu, susținerea unor ore în aer liber, uh-huh, sau de a scoate copiii cei mici, mă refer, din spațiul clasei și a ieși afară. Și, bineînțeles, atunci se creează, sunt solicitate tot felul de amenajări, uh-huh, pentru a ajuta la acest proces didactic. Sunt zone care sunt amenajate peisagistic pur și simplu pentru a înfrumuseța atât zona, clădirea, mediul respectiv. Au fost făcute alei, bineînțeles trebuie să vii cu flori, cu arbuști, cu plante, cu gazon, cu instalații de irigat, cum deja ieșenii știu. Sunt obișnuiți. Da. Vreau să vă întreb un lucru. Ați stat de vorbă cu conducerea instituțiilor de învățământ, întreținerea acelor spații pe care le amenajați va fi în sarcina societății dumneavoastră sau în sarcina școlii, în speța elevilor, ca să-i îndemne? Domnule, uite, trebuie să protejăm, deci, întreținerea în proporție covârșitoare este cade în sarcina școlii, pentru, uh-huh, că nu avem nici capacitatea de a întreține acele spații. Vă dați seama, gazonul trebuie tuns săptămânal, trebuie în zonele unde nu există irigație, trebuie udat, adică, uh-huh, este un volum foarte mare. Raportat la suprafața Iașului și la numărul nostru de salariați, nu am avea, cu toată bunăvoința noastră, nu am putea să asigurăm întreținerea acelor spații, dar conducerile unităților de învățământ au înțeles și au achiziționat mașini de tuns iarbă, cu cositori, eu știu, alte instrumente care ar sunt... putea și elevii să-i includă. Bineînțeles la că activitatea asta gospodărească, să o numesc așa, bineînțeles pot fi implicați și elevii și copiii. Corect. Bun. Am discutat despre școli, despre faptul că și în dreptul grădinițelor și creșelor vor fi amenajate aceste spații, da? Studenții, ei vin, hai că mai târziu, prin octombrie. Noi cu facultățile din Iași avem încheiate parteneriate, nu noi, mă refer la primăria municipiului Iași, uh-huh, are încheiate parteneriate. În cadrul acestor parteneriate s-au amenajat spații verzi chiar generoase și pe suprafețe mari. Chiar la această oră lucrăm la un asemenea spațiu care se întinde pe o suprafață mai mare de 4.000 de metri pătrați, uh-huh, în Tudor, în zona bulevardului Manjeron, la rectoratul Universității Tehnice, da, Gheorghe Asache,
și acolo este un proiect mai amplu, cu alei, cu instalații de irigație, cu aport, vă dați seama, pământ, și instalație gazon, de iluminat, acele fermecare frumoase. Mulțumesc, chiar cu iluminat public, inclusiv iluminatul public va fi amenajat pe zona respectivă și tot noi vom face aceste lucrări. Deci, vă dați seama, se creează un nou parc, putem să-l numim așa, în, chiar pe, în zona, în imediata proximitatea facultății lor, de pe Splaiul Bahului. Acum, da, nu că aș fi eu cârcotaș, dar doar seara studenții vor merge acolo, pentru că în timpul zilei se vor gândi, bă, trec profesorii pe aici, mai trece proiectorul, mai trec prorectorii și nu stăm bine. Bun. Aici discutăm despre acele parcuri care sunt pe spațiu public, nu? Și vreau totuși să vă întreb un lucru. Parcul Copo, nu știu, parcă îi mai lipsește ceva parcului Copo. Sperăm, noi în Parcul Copo am dus o muncă, vă spunem, titanică pentru menținerea aspectului, pentru, din cauza și atât a secetei, dar mai ales a faptului că Parcul Copo este un parc cu foarte multă umbră și vă dați seama, toată vegetația crește foarte, foarte greu. Da. Am avut acea situație și, de exemplu, în Parcul Ghica Vodă, unde era multă umbră, dar probabil în Parcul Copo densitatea este mult mai mare, plus, de ce să nu spunem, un alt factor dăunător este dat de păsările, de ciorni în special, care sunt în unele zone, sunt aglomerări foarte mari și prin dejecțiile respective poluează. Dar în zona, anul acesta am venit cu o noutate în Parcul Copo, în zona pe care ieșim, eu știu, cu acele bazine din partea de jos a grădinii, da, care au fost, acum ani de zile aveau apă în ele, au fost o perioadă foarte mare nefolosite. Vom face o amenajare, chiar în aceste zile lucrăm acolo, vom face o amenajare cu plante de apă, dintre care, bineînțeles, vedetele vor fi nuferii de diferite... Da, nu, numai puțin. Deci... Știu că sunt parcă 1, 2, 3 bazine mici. Da. Ele, la un moment dat, trebuiau să fie reparate, că pierdeau apă. Păi, inițial am vrut amenajarea să o facem acum 2 ani. N-am reușit, pentru că în momentul în care am pus apa, aceasta a dispărut. Am achiziționat o membrană specială pentru aceste tipuri de bazine. Am montat-o, am reușit marginea să o sigilăm. Și acum când am pus apă în aceste bazine, nu este absolut nicio problemă. Rezistă, da. Și am trecut, efectiv, chiar astăzi plantăm nuferi în grădina Copo. Nuferi? Deci, în grădina Copo, în acele bazine, vor fi nuferi, nu? Da, sunt deja, sunt, la ora când vorbim. Nu știu, aveți numai un singur tip de nuferi? Nu, sunt mai multe specii de nuferi, atât din punct de vedere cromatic, cât și morfologic, ca formă. Da, și sperăm, și nu numai nuferi, am luat până la această oră vreo 4 specii de plante acvatice. Vrem să îmbunătățim în funcție și de, pentru că trebuie să vă spun, nu în toate 3 bazine, numai în 2 am pus nuferi, pentru că există un bazin care este efectiv sub zona umbroasă și unde stau ciorile și modifică pH-ul apei și dăunează creșterea acestor plante. Încercăm să adaptăm și plante acvatice care se pretează pentru zonele. Vedeți, există un microclimat, un ecosistem specific în fiecare zonă din acest parc. Bun, eu știu că acele mini lacuri, cum vreți să-i spuneți, aveau și niște podețe. Da. Sunt refăcute? Da, sunt refăcute și nu numai din vară, chiar dacă o să vedeți, acel podeț este îmbrăcat în flori. Pentru că sunt convins că după ce veți planta și nuferi, acele zone vor fi atracția tinerilor pentru selfie, pentru uite. Deja podețul este frumusețat. Noi mai avem în toată proximitatea acestor bazine demontat gazon, pentru că am reprofilat puțin solul. Erau niște dâmburi foarte mari care deranjau. Erau deliciu, de ce să nu spun, a celor cu
bicicliștilor care făceau și nu, degeaba plantam acolo orice, că era distrus. Și atunci această zonă, și prin faptul că redăm aceste lacuri din punct de vedere peisagistic, corect, ne punem în valoare, încercăm să atragem lumea și în această zonă și să montăm mobilier urban. Să fie acum, trebuie să le spunem telespectatorilor, chiar și dumneavoastră a spus că la unul dintre lacuri deasupra este acea îmbulzeală. Deci nu se poate face nimic cu nu știu, niște plantate prin copac, niște difuzoare care să scoată niște sunete, să le alunce. Noi am pus un dispozitiv de acest fel acum câțiva ani și s-a dovedit a fi ineficient. Probabil dacă s-ar monta în toată grădina un asemenea dispozitive, eu știu, ar fi alungate din grădină. Bine, acum vor sări de fund în sus, cum se spune, cei care protecția animalelor, păsărilor, tot. Doamne și domnilor, nu am nici înclin, nici mânecă. Sunt ființe, da. Dar stai și te gândești că vrei să te plimbi prin parcul cu copou, să te odihnești și te trezești cu norocul pe cap, bașca, zgomotul care îl fac. Din acest punct de vedere este foarte greu. Știu, înțeleg că este foarte greu pentru că toate acele dejecții cad pe acele spații amenajate. Nu știu, mă gândesc oare nu s-ar putea acoperi? Nu, e prea mult de muncă. O să încercăm. Vă dați seama, este delicat, pentru că ele n-au dăunători, cuibăresc în zona grădinii copou, adică este locul cu predilecție preferat de a cuibări. Păi, de obicei mergeau la unde a fost fabrica de ulei, mâncau și seara mergeau în copou să facă nani. Așteptăm, poate totuși legislația se va schimba, încât să ne permită și combaterea acestor păsări în măsura în care ele se au mulțit excesiv. Corect. Vreau să vă întreb totuși un lucru. Veți planta chiar și zilele acestea, nu feri, iarna vor fi protejați? Bineînțeles, spate, vor fi scoși, vor fi scoși, aduși în seră. Noi în seră avem bazin. Și dar vom proteja. Dar astfel de bazine, cum sunt în Parcul Copou, mai sunt în oraș? De exemplu, în față la căminele de lângă Universitatea Alexandru Ioan Cuza este așa numită balenă, nu? Da, nu este în întreținerea noastră. Nu este în întreținerea noastră. Nu, este a universității. Mai aveți posibilitatea de a planta nufer și în alte zone? Analizăm și în măsura în care vom găsi aceste. Vrem să, este și pentru noi un lucru nou, vă dați seama, și vrem să vedem care este impactul și asupra populației, cum rezistă, dacă se păstrează, și atunci dacă lucrurile vor fi în regulă, vom încerca să punem în valoare și alte zone. Mi se pare absolut firesc, pentru că este Iașul și trebuie să aibă tot timpul ceva nou. Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, unitățile de învățământ la ora actuală, cei de la servicii publice amenajează spațiile verzi la unitățile de învățământ. În Copou, zilele acestea vor fi terminate lucrările la acele mici bazine în care veți găsi și nufe. Rugămintea este să nu-i distrugeți, să nu-i luați acasă, că nu aveți ce face cu ei, să vă bucurați de frumusețea lor. Mare atenție, cei care mergeți să faceți selfie, nu vă duceți până pe buza acelui mini-lac, pentru că riscați să cădeți. Totodată fiți atenți și la ce cade din cer. Bine, ce vine de sus e ușor de ocolit. Cert este că va fi ceva nou, ceva frumos, ceva care să vă atragă. Până data viitoare, cele bune! La revedere!